Bună dimineața! Am revenit, stimați telespectatori, și continuăm această ediție cu titlurile din presa internațională. Da, vedem ce scrie presa internațională pe prima pagină în această dimineață. Vom începe cu un articol scris de către cei de la CNN.com. Fac referire la conflictul militar dintre Israel și gruparea Hamas din zona fâșia Gaza. După cum bine cunoașteți, în ultimele 4 zile nu s-a tras niciun foc de armă și mai multe persoane luate ostatice de către gruparea Hamas în data de 7 octombrie au fost eliberate de către cei de la Hamas. În câte se pare, această perioadă de pace s-ar putea să se extindă cu 2 zile, deși nu a fost confirmat oficial. Cei din Qatar au fost primii care au anunțat prin autoritățile lor că vor mai fi 2 zile de pace în zona fâșiei Gaza. În această perioadă, în fiecare zi, alte câte 10 persoane vor fi eliberate de către gruparea Hamas. Mai multe informații găsiți în cadrul acestui articol scris de către cei de la CNN.com. Și pentru că conflictul va continua, cel puțin asta a anunțat armata Israelului, se pare că va fi o nouă vizită pe care o va face secretarul de stat a Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, în zona fâșiei Gaza, dar și în Israel. Acesta merge ca mediator pentru a încerca să oprească conflictul armat. Dar, repet, din câte au menționat cei din armata Israelului, acest război nu se va opri. Aljazeera.com în această dimineață se întreabă, este începutul sfârșitului pentru fâșia Gaza și pentru tot ceea ce înseamnă Palestina? Este o întrebare care vine ca urmare a tot ce s-a întâmplat în ultima lună în acea zonă. Plus că tot în cadrul acestui articol apare întrebarea dacă gruparea Hamas va mai continua sau nu să conducă fâșia Gaza. Dacă palestinienii vor fi de acord ca gruparea Hamas să continue să conducă fâșia Gaza. Pentru că în urma acestui război nu au de suferit doar cei care locuiesc acolo, dar în întregime toți palestinienii, inclusiv cei care sunt împotriva a ceea ce s-a întâmplat în data de 7 octombrie. Schimbăm subiectul și ajungem la articol scris de către cei de la The Guardian. Din câte se pare, NATO a transmis un mesaj pentru Ucraina prin care a anunțat statul vecin nouă că Ucraina va intra în NATO în momentul în care se va încheia războiul dus în aceste momente împotriva Federației Ruse. Federația Rusă este cea care a început războiul în 24 februarie 2022. De atunci, în continuu, în fiecare zi și noapte, armele se aud pe teritoriul ucrainean. Iar temperaturile scăzute, inclusiv furtuna ce s-a abătut peste această parte a Europei, a complicat și mai mult ofensiva pe care o duc trupele ucrainene. Cei de la News.ro ne anunță în această dimineață că ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a obținut permisiunea autorităților bulgare să traverseze spațiul aerian al țării pentru a participa la o reuniune ministerială a OSCE din Macedonia de Nord. Este o veste nouă pentru că după 24 februarie 2022, nu foarte mulți oficiali ruși au avut posibilitatea să parcurgă anumite distanțe prin Europa, pentru că majoritatea țărilor au pus interdicție persoanelor publice din Federația Rusă, dar și oamenilor de afaceri. Mai multe informații în articol scris de către cei de la News.ro. De partea cealaltă, Digi24 ne anunță în această dimineață că Vladimir Putin a promulgat bugetul Federației Rusă pentru următorii 2 ani, iar armata primește mai mulți bani, ceea ce era și de așteptat prin faptul că armata rusă în continuare, armata invadatoare, dar altfel continuă luptele din Ucraina și atunci armata lui Vladimir Putin ar avea nevoie de mai mulți bani pentru a avea mai multe arme. Radiomoldova.md ne anunță în această dimineață că discuțiile dintre autorități și agricultorii protestatari au fost amânate. Care este motivul? Aflați din cadrul acestui articol, deși ați avut posibilitatea și în buletinul de știri să ascultați mai multe informații pe acest subiect. Și ultimul articol este de pe pagina noastră moldova1.md. Aveți posibilitatea să intrați acolo pentru a vă informa. Acest articol însă sună în felul următor. Citez. Mai multe partide politice sancționate de CEC pentru încălcarea prevederilor legale privind finanțarea campaniei electorale.